Dragi prieteni, vă spunem un bun venit din nou la vlogul nostru săptămânal, din păcate în ultima vreme a fost lunar. În acest vlog am dorit să atingem un subiect foarte sensibil, decența în îmbrăcăminte. În caz că unele persoane se așteaptă ca să venim cu ruleta sau cu metru și să dăm dimensiunile hainilor, vă spun că vă înșelați, nu asta este preocuparea noastră. În acest vlog, însă, am dorit să împlim o nevoie pe care noi o vedem în mediul evanghelic și anume să prezentăm o perspectivă de ansamblu asupra acestei probleme a decenței sau indecenței. Așadar, ceea ce vom încerca să facem este să prezentăm niște principii generale biblice care trebuie să stea la baza discuției despre decență și să indicăm anumite surse problemă a problemei indecenței în bisericile noastre. Așadar, Cristina, îți spun din nou un bun venit. La acest vlog foarte important și te invit să începi să enumeri, să dezbatem împreună, să discutăm anumite principii importante uh, pentru subiectul acesta. Ne-am obișnuit să credem că decența face parte numai sau cel puțin am învârtit-o în jurul vestimentației, în jurul acestui domeniu și uităm într-un fel sau altul că decența face parte din foarte multe, dacă aș putea spune, din toate domeniile vieții noastre. Oriunde, în orice domeniu, este nevoie de decență. Decența în vorbire, decența în comportament, decența în biserică, decența în viața de zi cu zi, decența în felul, în modul de a trăi, în oricare alt domeniu. Este nevoie de decență. Dar pentru că este așa de mult de vorbit despre fiecare domeniu, am ales în vlogul acesta să vorbim despre domeniul vestimentației, al îmbrăcării. Și pentru că, în general, problemele au fost ridicate din perspectivă feminină, deși, în ultima vreme, le vedem tot mai mult și în partea masculină, totuși, vom aborda din punct de vedere al femeilor, al unei femei, al unei surori, al unei fete. Așadar, am meditat, m-am gândit mult, de ce este nevoie ca o femeie să fie decentă? Ce are decența asta așa de important, așa de frumos, încât merită ca o femeie să uh, o pună ca pe un lanț, ca pe o podoabă la gâtul ei, dacă aș putea folosi expresia aceasta? Tu ce părere ai? Ar trebui să fie o femeie decentă? Deci, în schemele, așa le numesc eu, legaliste, cu care noi suntem obișnuiți, adică gândirea legalistă sau în care se cuprinde și predicarea legalistă sau privirile alea legaliste pline de ciudă ori a bărbaților, ori a surorilor față de alte surori care nu intră în codurile decenței comunității respective, în schemele legaliste lipsește Hristos. Asta face o anumită riglă a decenței să fie legalistă. Poate în rigla respectivă sau în gândire respectivă sunt principii bune, cu care chiar noi am fi de acord. Ceea ce lipsește este factorul fundamental, centru, și anume Domnul Isus Hristos. Ce înseamnă legalism? Legalism înseamnă să condiționezi relația cu Dumnezeu sau dragostea lui Dumnezeu pentru credincios de un lucru anume. În cazul nostru, de cod vestimentar. Deci dacă n-ai avut fusta cu tare sau dacă n-ai avut baticul sau dacă n-ai avut una sau alta sau n-ai avut mărimile corecte din perspectiva ai cuiva, Hristos nu te iubește. Sau ți-ai pierdut mântuirea. Sau Hristos se supărat pe tine și așa mai departe. Deci în schema asta Hristos nu este o motivație pentru decență. Ci decența este condiția ca relația ta cu Hristos să fie ok. Și falimentul major este că se pune așa accent pe simptome și nu pe problemă. Exact. Simptomele rezolvate, în general, în orice domeniu, când rezolvi simptomele, rezolvarea aceasta este temporară. Exact. Dacă nu te duci și cauți sursa problemei, dacă nu te duci și cauți exact din rădăcină și smulgi problema din rădăcină. Corect. Și, de fapt, asta se vede foarte clar în schemele legaliste. Oricât să predică, să predică tot mai mult, da? în special în comunitățile în care se pune accent pe un anumit cod vestimentar mai vechi, să predică în continuu subiectul ăsta, să predică în continuu subiectul ăsta. Dacă predicarea ar fi fost eficientă, în împuternicită de Duhul Sfânt, nu s-ar fi rezolvat pentru totdeauna problema indecenței. Din indecența își face loc tot mai mult în aceste comunități. De ce? Răspunsul pe care eu îl dau este că lipsește Hristos. Pentru că puterea de a fi decentă sau decent și de a fi oricum vrea Dumnezeu, arătat în cuvântul lui, puterea vine din Hristos. Puterea nu vine din manipulare. Puterea nu vine din inocularea fricii. Dacă nu te îmbraci așa, dacă nu porți așa, Dumnezeu nu te mai iubește. Este ușor ca în toată problema aceasta să intri cu barda, să spui, să faci aia, să faci aia, să faci aia, nu aia, nu aia, nu aia. Însă, Biblia nu ne învață lucrul acesta. Biblia nu ne învață să fim cu barda, Biblia nu ne învață să nici măcar să, să tratăm doar simptomele. Biblia nu ne învață să ne uităm în primul rând la simptome. Hristos ne învață să ne ducem spre inimă întotdeauna. De acolo pornesc toate, toate problemele. Decența, în primul rând, nu este problema aparenței. A hainelor. A hainelor, a ceea că, ce se vede. Eu cred că asta nu înțeleg cei mai mulți. Cei mai mulți cred că decența se rezolvă cu a-ți lua o fustă mai largă sau ați ți lua o bluză mai largă. N-ai rezolvat nimic. Ai rezolvat, poate să spun așa, ai rezolvat un aspect exterior, ai scutit câteva priviri care să nu se mai arunce asupra ta. Însă, problema inimii tale este acolo. Tu clocotești, tu ai dorință, tu nu te simți ok cu vestimentația respectivă, tu îți dorești uh, altceva. Tu ai un disconfort în timp ce pe din afară arăți o decență. Care este, o, de fapt, o pseudodecență, căci deci inima ta nu este transformată. Problema, sursa problemei, încă este acolo. Din ce spui tu, poți să fii decent în exterior și inima să nu fie decentă. Pentru că nu ai virtutea decenței înrădăcinată în inimă. Și de ce cred că aceast, acest aspect este rău, deși, aparent, măcar nu-i faci pe alții să păcătuiască și, până la urmă, îți rezolvi tu problema cumva? Nu, că eu cred că, în momentul în care schimbi simptomele, frustrările cresc. Da. Cresc, intri iarăși într-un cerc vicios Și cumva buboiul ăsta izb izbucnește în alte domenii Și poți să faci un dezastru mai mare decât ți-ai fi imaginat de la început Ai dreptate ce spui tu pentru că nu se spune despre multe persoane uh, Uite, de când au plecat din biserică la noi, uite ce au ajuns Nu, ea când a fost în biserică la voi a fost așa ca fiul cel mare Și el It's voia that. să se ducă cu prietenii lui Și chiar își scoate ochii tatălui la urmă Nu, nu mi-ai și mie un uh, uh, ied să mă bucur cu prietenii mei Asta se întâmplă cu persoanele astea. Nu, ea a fost indecentă de când nu au fost la voi. Doar voi ați strâns o menghină cu schema legalistă. Exact. Nu i-ați tratat inima. Și eu aș vedea din partea mea ca predicator, de exemplu, sau dacă cineva e păstor, mai mult, o lipsă de dragoste să mă ocup doar simptome ca să mulțumesc în marea masă de oameni. Când, de fapt, problema e inimii acelui om nu este rezolvată. Problema este iarăși că dacă nu rezolvi problema inimii, întotdeauna, să spunem că nu iese în decență, iese în alt domeniu. Dacă nu rezolvi inima, iese într-un alt domeniu și vei lovi cumva, într-un fel sau altul, vei lovi pe cineva cu problemele tale care ies din inimă. De aceea trebuie să rezolvi inima și tu crezi că rezolvi decența. Când de fapt ai rezolvat inima, se rezolvă mult mai multe domenii din viața ta. Exact, e ca un efect de domino. Și știi ce interesant, uite, o, un alt efect a schemei legaliste este că multe adunări unde este lege, să ai cap acoperit, cu care eu sunt de acord să fii îmbrăcată decentă, cu care eu sunt de acord să ai fusta nu știu cât de lungă, își au fustele lungi, dar foarte strâmte. Din păcate, unor se vede lenjeria intimă. Înțelegi? Dar au fustele mărimea care s-au cerut. Deci dacă tu lucrezi cu schemă legalistă, niciodată nu vei scoate indecența din inima lor. Din potrive, ele vor găsi, ele sau ei, că se aplică la ambele categorii, vor găsi metode ca să oculească regulile respective. Exact. Și nu ai rezolvat problema. Exact. Deci ei vor încerca să se încadreze în măsurătorile cerute, însă, cumva, dorințele inimii își vor pune amprenta. Deci, cum spuneai tu, vor fustă lungă, bun, dar o iau fusta aceea prin topire și turnare pe mine. Sau orice altceva. Da, eu deși sunt croitorul după nume, eu ca predicator mă văd mai degrabă ca un chirurg, da? un doctor care operează pe inimă, nu ca un croitor care stă cu ruleta la intrarea în biserică să-i măsor fusele surorilor. Mi se pare penibil ca eu ca predicator să mă ocup de un lucru de ăsta. Da? Eu vreau să mă ocup, cum am spus, de inimă, ca lucrurile astea să se rezolve de la exact. sine. Eu cred că cu vestimentația, și cu măsurătorile, ar trebui să ocupe, nu știu, bărbaților, taților, surorile în vârstă, dar despre asta puțin mai târziu. Biblia nu descrie un anumit cod vestimentar. Iați un tricou care să nu treacă de la cot în sus, iați fustă care să nu treacă de la genunchi în sus și tot așa. Biblia prezintă niște principii și pentru că, într-adevăr, că vrem să nu vreau, cultura pune o amprentă pe noi, pe oricare dintre noi. Principiile rămân aceleași, însă trebuie aplicate într-un mod decent, frumos, cu o inimă sinceră, în cultura în care ești. Dacă la noi, de exemplu, se spune, cum spuneai mai, mai înainte, baticu, fusta, fără cercei și nu mai știu ce altceva. Însă, inima ta clocotește de invidie, inima ta clocotește de răutate, bârfă, de un duh neliniștit, de vorbire urâtă și multe alte păcate. Te simți bine că ești decentă. Când inima ta este plină de mizerie, totul se rezumă la inimă. Când Hristos poruncește să, să avem un Duh blând și liniștit, Hristos se duce la inimă. Știe că Duhul blând și liniștit nu-l poți avea doar pentru că ești decentă. Duhul blând și liniștit îl ai când inima ta este ancorată în Hristos și înțelege poruncile Lui, le înțelege din dragoste. Le înțelege și se supune în dragoste față de ele. Uite, de exemplu, modul în care Petru se ocupă de problema aceasta. Zice, podoba voastră să nu fie podoba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea discului de aur, să nu în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii. Da? El rezolvă problema exterioară, că ea este o problemă, noi nu negăm, nimeni să nu înțeleagă greșit. Noi nu negăm că există problema asta, este una gravă, este una răspândită, de asta vorbim despre ea. Ce spunem? că modul în care ea se tratează este prin a te ocupa de inimă, da? Rezolvă problema exterioară prin a se ocupa de omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit. Vorbește de un duh care este blând, care este liniștit, care este curat și care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară Sfintele Femei care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Deci el vorbește despre o viață spirituală profundă, adevărată, curată, pură înaintea lui Dumnezeu, care duce la transformarea aceasta exterioară. Uite, dacă ai putea să indici câteva motive pentru care noi spunem că n-ar trebui să intrăm în chestiunea asta cu barda, deși trebuie să fim fermi, deschiși, clari, totuși, de ce zicem că atunci când te ocupi de inimă, trebuie să te ocupi cu atenție? Bine, și un doctor când se duce la operații pe inimă, nu se duce cu drurba, nu? Corect. Vedeți, noi nu cunoaștem istoricul nimănui sau dacă cunoaștem, cunoaștem oricum foarte superficial, poate să ai o prietenă foarte bună, cu care crezi că ai împărtășit totul, care crezi că ți-a împărtășit totul, să fie totuși anumite lucruri pe care tu să nu le cunoști să te sperii când le afli. Ce vreau să spun prin asta este că sunt fete, sunt femei care poate vin dintr-un trecut tragic, poate au un trecut dureros, poate că în familiile lor n-au fost apreciate, n-au fost iubite, n-au primit atenție din partea tatălui, poate sunt femei căsătorite care nu primesc atenție din partea soților. Pentru noi care primim atenție și care uh, suntem binecuvântate din punctul ăsta de vedere, ne este greu să, să înțelegem de ce se comportă așa? Repede punem, e frustrată, e nu știu cum, e nu știu cum, e foarte ușor să dai cu barda. Este foarte greu să fii echilibrat și să înțelegi trecutul unei asemenea fete. Așadar, este, aș putea spune, natural, nu spun normal, este din natura ei să își dorească atenție, pentru că asta este o femeie. Femeia este acea ființă care are nevoie de atenție și de apreciere. Asta e cazul este, ei. Da, și nu este greșit. E greșit faptul că încearcă să-și ia din alte locuri, nu de la tatăl exact. sau de la toți ei, aprecierea. Dar exact. aici comunitatea trebuie să intervine și să o ajute ca ea să fie vindecată da? și să-și extragă uh, semnificația, valoarea uh, din alte locuri da? biblice. Exact. Poate vă gândiți care este legătura dintre decență și ceea ce am spus mai înainte despre trecutul unei femei, unei fete. Vedeți, uneori, pentru că nu primește atenția necesară, într-un fel sau altul, femeile încearcă să atragă atenția celor din jur. Și ați văzut, când ai o haină nouă, o rochiță nouă în care știi că îți stă bine, știi că arăți bine și totuși este poate indecentă sau are ceva care trebuie să stârnească atenția din jurul tău și vor veni alte fete. Wow, ce frumoase ce superbă ești, ce superbe ești, deși, ele știu că ceva este neregul acolo, voi trebuie să știți că lucrurile acelea întotdeauna au un substrat ascuns nevoia de atenție se va, se va cuibări, să zic așa, în privirile celorlalți. Vreau să spun că este un tip de apreciere care este specific zid, zidurilor casei tale. Deci, acolo este un tip de apreciere pe care ți-l va da soțul tău, copiii tăi și este un alt tip de apreciere care este normal, natural în societate. Și normal să te vadă un om când arăți bine și îți stă frumos, să te vadă o, o soră să-ți spună, măi, arăți bine, ești frumoasă, ești și să fii decentă în același timp. Însă, dacă între zidurile casei ești lipsită, ești privată de atenția de care ai nevoie, această lacună se va revărsa în exterior. Și cel mai des femeile o revarsă prin vestimentație. Cumva vor încerca să atragă atenția. Și din păcate, pentru că ispita este așa de mare și mintea noastră este atât de întunecată, în loc să fii remarcată prin simplitatea, prin decența, prin frumusețea decenței, vei fi, vrei să fii remarcată prin um, vulgaritate, prin exagerare, că aceasta este, de fapt, indecența. Așadar, în momentul în care te apropii de un caz, de un caz de indecență sau de orice fel de caz, trebuie să te apropii cu duhul blândeții și să ai în vedere, să fii atentă să cercetezi care este trecutul. Poți să încalci un spațiu cu bocancii sau poți să intri frumos în șosete de scălțat, cum se intră normal într-o casă unde ești invitat și să fii mult mai bine primit. Mm -hmm. Și să fii folositor, până la exact. urmă. Bine, unele persoane cred că datoria lor este să o facă pe profeție. Eu i-am spus ce a fost de spus și am plecat. N-ai rezolvat nimic. Te poți simți tu bine că ai făcut o slujbă de profet al lui Dumnezeu când, de fapt, n-ai făcut nimic. Există situații, evident, în care cineva depășește orice limită și nu răspunde niciunei mustrări și nu răspunde îndemnurilor și cercetării făcute cu blândețe și atunci trebuie intervenit cu anumite metode poate mai dure. Dar să vezi metoda asta ca metoda primară în orice situație este greșit. Exact, pentru că sunt cazuri în care sunt oameni care trebuie purtați. Este o, un timp în care ei trebuie purtați. Nu trebuie exact ca un copil mic care învață să meargă. El trebuie purtat, trebuie sprijinit până în momentul în care va ști să meargă. Indecența de care se face vinovată generația noastră, eu o văd ca pe un faliment major al bisericii, al predicatorilor și al femeilor în vârstă. De ce spun asta? Pentru că în Biblie vedem cum le sunt date porunci femeilor uh, în vârstă să învețe femeile tinere cum să își iubească soții, cum să își crească copiii, cum să fie gospodine, altfel spus, cum să le îndrepte privirile spre lucrurile pe care trebuie să le facă, încât să nu mai aibă timp de alte nebunii. Deci eu cred că predicatorii trebuie să se ocupe într-un fel de indecență, predicând Evanghelia pe Hristos ca motivație pentru trăirea în curăție. Tații și soții trebuie să se ocupe în alt mod de indecență, mult mai clar, mult mai direct. Mult mai Iar practic. mamele și alte surori în vârstă trebuie să se ocupe altfel de probleme indecenței, Da? O mamă trebuie să-și învețe fica cum să se poarte, cum trebuie să se îmbrace și să, să ocupe de inima ei de mică. Deci în momentul în care o fată a ieșit din casă la 18 ani sau la 19 ani sau la cât ar fi ieșit și ea deodată se aruncă în indecență, acolo este un faliment a tatălui, dacă n ai iubit fata respectivă, dacă nu i-a împlinit nevoile emoționale și este un faliment a mamei care nu a crescut-o și n-a educat-o. Deci până să ajungi la predicator sau la păstor să-l pui în situația penibilă de a spune public anumite lucruri, că uneori este necesar, este adevărat lucrul ăsta, ar trebui să vezi Falimentul mare care a existat în anumite comunități, poate din generație în generație, și în toate cercurile acestea concentrice de influență asupra fetei sau femeii respective, da? Tata, după aceea soțul, mama, surorile în vârstă și așa mai departe. Copiii, de asemenea, vor vedea foarte mult felul în care soțul își apreciază soția pentru felul în care este, pentru felul în care arată, pentru felul în care se îmbracă, unde și undeva în creierele lor se scriu anumite coduri vestimentare specifice familiei respective. Și de aici va fi rezolvată și frica aceasta de a fi diferiți. Noi, din frica de a fi diferiți, ne-am dus cumva într-o extremă ca să arătăm că și noi suntem normali. Și probabil că multe dintre voi, cum și eu, vă mărturisesc, în momentul în care ieșai pe ușă să te duci la școală și la liceu și erau niște reguli în familia ta pe care nu le puteai încălca și care nu rezonau cu inima ta? Ei bine, când ieșai afară, nu erai împăcat, nu erai ok cu tine, ieșai și te simțeai foarte anormală printre uh -huh. toți ceilalți. Trebuie păstrat un echilibru și în acest, în acest domeniu, pentru că sunt multe lucruri care nu erau necesare să fie puse, sunt lucruri care erau necesare și care puteam să fie explicate, în așa fel încât inima mea să fie împăcată. Mm -hmm. Inima mea să rezoneze, să înțeleg de ce trebuie să fac lucrurile acestea. În momentul în care tu spui, puneți baticul și fusta pentru că așa a spus tata sau mama, nu este suficient. Corect. Încă un lucru interesant este că de obicei când se insistă pe un anumit cod specific vestimentar, da? Nu neapărat vorbesc de dimensiuni ale hainelor, De obicei se insistă pe un cod vestimentar vechi, nu biblic. Pentru că, cum ai spus deja, Biblia nu se trasează care trebuie să fie moda în toate viacurile, Da? Noi suntem condiționați cultural. Îmi povestea cineva când în Moldova, cu mulți ani de zile, când au ajuns uh, pantalonii călcați la dungă, se spunea că ai îmbrăcăminte venite de la anticrist. Înțelegi? Da, da, foarte amuzant, dar era ceva nou. Era Oamenii nu mai purtau hainele alea vechi, tradiționale, românești. De parcă Biblia ar vorbi undeva despre purtarea hainelor tradiționale românești. Da, Înțelegi? De, uh, de, înțeleg. uh, deci suntem condiționați cultural. Și cred că e foarte important să înțelegem că un cod vestimentar vechi nu este același lucru cu un cod vestimentar biblic. Un cod vestimentar biblic este un cod vestimentar care respectă principiile biblice. Corect. Da? Nu care uh, îndeplinește, nu știu, anumite uh, plăceri ale noastre sau care satisface niște prejudecăți vechi cu care am crescut noi despre îmbrăcăminte. Corect. Din păcate, de-a lungul timpului, decența a fost abordată dintr-o perspectivă aproape tot timpul negativă. Ea nu a fost celebrată, nu i-a fost arătată fața frumoasă, nu i-a fost, uh, fost ridicată acolo unde trebuie să fie ridicată, n-a fost uh, lăudată decența. Ea a fost arătată doar în contrast cu vulgaritatea. Da, și nu, nu fi a, vulgară, nu asta avut. spune. Nu exact. fi vulgară, nu fi indecentă. Dar parcă n-a avut o identitate a ei, decența. Ceea ce. -i e foarte greșit, pentru că decența este o virtute foarte importantă. Da, și extrem a fost asta. Deci e indecența și la cealaltă extremă este băbeala, da? Îngusteala. Da. Și tu asta te gândeai, poate așa ai crescut ca fată, poate chiar în mediul creștin, în biserică, în familie. Fii decentă. A, trebuie să mă îmbrac ca o călugăriță, ca o babă, da? Deci trebuie să fiu caricaturizată, da? Să mă îmbrac într-un asemenea mod încât celelalte fete să-și bată joc de mine sau chiar băieții. Înțelegi? Ceea ce nu este adevărat. Această problemă care se naște din bătaia de joc pe care o primești, la un moment dat, te afectează spiritual în așa fel încât începi să spui întrebări despre Dumnezeu, dacă există, dacă e, e, normal ce se întâmplă, dacă biserica este adevărată, dacă familia mea, dacă părinții mei și de aici ai intri într-o depresie uh, cruntă din care nu mai știi cum să mai ieși. De parcă Dumnezeu ți-o fi zis să-ți pui sacul pe tine. Exact. Dumnezeu nu ți-o spus așa ceva, deci codul ăla vestimentar sau anumite articole vestimentare care ți-au fost impuse nu au fost poruncite de cuvântul lui Dumnezeu. Deci nu te întoarce să zic așa cu amărăciunea ta față de Hristos ca și cum El ți-ar fi spus lucrurile astea, și ca și cum el ar fi revelat în mod direct păstorilor sau predicatorilor sau slujitorilor din biserica respectivă, ăla e codul vestimentar, opresați-le, predicați zeci de ani despre lucrul acesta, taxați de fiecare dată când prindeți lucrul acesta, aplicați cele mai dure metode ca să învețe cum trebuie să îmbrace și să fie decente, că altfel nu o să fie răpite. Exact. Da? Deci nu trebuie pus pe seama lui Hristos lucrul ăsta pentru că nu este de la el, n-a fost revelat de la el exact. lucrul acesta. O femeie decentă întotdeauna va fi o femeie frumoasă. Da. Nu există o femeie decentă care să nu înțeleagă decența ca o băbeală exact când spuneai tu, ca pe ceva vechi, ca pe ceva sobru, ca pe ceva trist, întunecat, lipsit de culoare. Uh -huh. Nu. Decența întotdeauna merge mână-mână cu feminitatea, cu sensibilitatea, cu eleganța, cu frumusețea și cu da. zeci de mii deci de alte Nu există alte frumusețe atribute. în indecență. Indecența este senzuală, nu frumoasă. Indecența nu este atractivă dacă te gândești la atractiv în sensul frumos termenului. Nu te duci într-un peisaj frumos și spui este extraordinar de atractiv. Definiția la atractiv ăla nu este ce la aceeași cu definiția atractivului senzual. senzual a indecenței. Pentru că indecența este atractivă într-un sens păcătos, al poftei. Exact. Da? Atrage uh, partea animalică din tine. Da? Da. Nu rațională. Ei, când admiri un peisaj frumos, admiri rațional. rațional. exact. Da tu vezi o simetrie, Acolo. vezi niște colori exact. combinate, vezi uh, exact. creația lui Dumnezeu așa cum este ea, da? Așadar, pentru că ne-am dus la extrema aceasta a babismului, poate vă întrebați, bun, este păcat să fiu elegantă, să fiu modernă, să fiu frumoasă și totuși să fiu în pas cu moda? Iarăși. E ușor să fii la extreme. E ușor să fii la extrema de jos sau extrema de sus. Greu este să te ții echilibrat. Sunt păcate ale inimii pe care fiecare dintre noi, prin Duhul Sfânt, prin cuvânt, prin curățirea zilnică, trebuie să ni le. să punem degetul pe ele, cum s-ar spune. În momentul în care tu ai o predispoziție spre a fi continuu modernă, în sensul de a cheltui excesiv bani pe haine care sunt decente, care sunt frumoase, care nu te-ar scoate cu nimic vinovată, iarăși, Problema acum nu mai este la, dusă la decență, este dusă la inima ta care uh, are o dorință păcătoasă de a consuma. În momentul mm. în care. Este o fel de, de indecență, de fapt. Da, part. de asta zic, sunt așa de multe variabile pe care fiecare prin Duhul Sfânt trebuie să ni le descoperim. Uh, asta nu înseamnă că principiul nu mai trebuie enunțat. Scria cineva la un moment dat într-unul dintre comentarii că nu înțeleg de ce, le mai spu de ce mai spuneți principiile, pentru că sunt așa de multe variabile încât uh, nu mai știi de unde este culegi principiul nu se dărâmă pentru că sunt variabile. Principiul right. tot timpul va rămâne în picioare, variabilele vor fi rezolvate prin Duhul Sfânt, prin lumină personală. Da, și care e problema? Faptul că ai multe variabile, dacă tu respecti principiul, trebuie să ai conștiința liberă. Exact, și poți să jonglezi cu conștiința liberă și lumina de Duhul Sfânt. Da, zici, uite, am principiile astea, între principiile astea mă mișc, indiferent de variantele pe care le am la dispoziție. Nu văd de ce ar fi asta ceva care te-a deranjat. De eu înțeleg că doar o persoană care a fost ținută în cutie, în când îi se dă un spațiu mai larg, spune, a, păi nu știu ce să fac, mai bine rămân cu principiile alea vechi. Nu, rămâi cu principiile biblice și mișcă-te între principiile biblice. Bun, dacă tu vrei, de exemplu, să rămâi cu un cod vestimentar vechi, să respecti tradiția vestimentară a unei comunități, de drumul nu este niciun fel de problemă. Bun, nu face din asta o lege biblică pe care să o așez ca un jug pe conștiințele tuturor, tuturor de exact. acolo. Exact. Cred că asta e vrut să spui poate adineauri, indecența se poate vedea în cheltuirea banilor, indecența se poate vedea în accesorii, într-un inel pe care le ai, într-un ceas pe care le ai, într-o mașină pe care o ai. Deci indecența nu trebuie redusă doar la îmbrăcăminte. Bun, e frumos să vorbesc despre decență în îmbrăcăminte cu privire la alte persoane în timp ce eu sunt indecent pentru că mi-am luat poate un costum de 200 de milioane de lei. Că se poate. Înțelegi? Dar văd indecența Altor persoane, în alt mod. Faptul că alte persoane au alt mod sau alt cadru sau alt domeniu în care își arată indecența, nu înseamnă că doar pentru că eu nu sunt indecent în cadrul ăla, eu nu sunt indecent deloc. Exact. Nu pot să fiu și eu foarte indecent, dar în alt domeniu. Am spus la început că decența ocupă fiecare domeniu din viața noastră și noi ne-am axat în mod special pe decența în vestimentație. Da, pot să fii decent în vestimentație și viața ta de zi cu zi să fie indecentă în multe alte, la multe alte capitole. Despre celebrarea decenței, aș putea spune că toate lucrurile pornesc din familie. Un tată și o mamă care în reciproc se celebrează unul pe altul. În felul lor de a fi. Asta nu înseamnă că dai la o parte lucrurile greșite și gata, tu doar celebrezi. Nu. Celebrezi în ciuda mersului stângaci pe care îl avem în viața aceasta. Un tată care își celebrează soția, o soție care își celebrează soțul, este o poveste, este o imagine văzută de către copii pe care ei nu vor uita. Un tată și o mamă care își celebrează copiii și îi respectă și îi îi încurajează spre decență prin nu numai vestimentar, îi încurajează la o viață decentă în general, prin cumpătare la anumite lucruri, arătând care este extrema, arătând care este extrema cealaltă și celebrând echilibru în viață, este o povață bună de un bun miros pentru copiii lor. Copiii cresc într-un mediu, într-un într iz, așa, într-un miros de decență pe care îl vor purta de-a lungul timpului și când vor ieși de pe ușile casei tale. Cum cred eu că trebuie să celebreze un soț decența în familie față de fetițe, față de uh, soție? Știți că noi românii avem așa o, nu știu, o chestie foarte greșit înțeleasă, că dacă spui cuiva un compliment, dacă faci un compliment, dacă îi spui un lucru bun, ai grijă să nu cumva să te mândrești. Și noi suntem ne-am făcut gardienii mândriei celorlalți. Și astfel noi nu mai apreciem, noi nu mai știm să apreciem. Eu cred că un soț trebuie să-și aprecieze soția. Asta e una din responsabilitățile primare. Trebuie să-i ofere încredere. Sunt soții, sunt femei care mi-au mai scris și îmi spun că soții sunt, la un moment dat, extrem de implicați în vestimentația ei. Nu aia, nu pe asta aia nu-mi place aia nu-mi place. Știți cum afectați la un moment dat, așa de rău afectați, simțul acesta feminității pe care îl are oricare femeie, încât la un moment dat va fi foarte debusolată. Nu mai știe cum să se mai îmbrace. Nu mai știe cum să-ți fie pe plac, ție ca soț. Bun, ce să fac cu un soț, nu? În cazul în care chiar nu-i plac anumite articole vestimentare. Ar trebui el să renunțe la mai a atrage atenție dacă este necesar sau să o călăuzească în privința vestimentației? Părerea mea este că ar trebui. Să, cum ai spus, să arate principiile între care ea să poată să jongleze. Și acum îți și asumi, bănuiesc că nu dintr-o dată tu ai văzut-o înainte să te ai, ai văzut stilul în general. Dacă mm -hmm. chiar nu îți plăcea și atât de mare problema aceasta, nu știu de ce te-ai avântat în căsătorie. Da, din punctul meu de vedere, mie mi se pare foarte napudat, dar am întrebat așa, definiția frumuseții vestimentare este trasată de soția mea cu trecerea timpului în fiecare etapă a vieții, doar când își schimbă poate modul de a se îmbrăca, pentru că și vârsta poate cere lucrul acesta, eu îmi definesc ce înseamnă un articol frumos vestimentar în funcție de ce poartă soția mea. Deci eu nu sunt un expert vestimentar. Mie mi se pare foarte ciudat ca un bărbat să fie obsedat de vestimentația femeilor și el să știe toată moda și toate trendurile și așa mai departe. Eu nu am preocuparea asta. Eu cred că este frumos ce poartă soția mea. La 30 de ani asta poartă ea, asta este frumos pentru mine, asta e decent pentru mine, eu îmi definesc în funcție de ea ce e frumos. La fel ca și frumusețea fizică, de asta mulți bărbați la 60 de ani vrea să, vor să-și ia puștoaice de 20 de ani sau de 18 de ani. Nu, pentru mine la 30 de ani o femeie frumoasă este soția pe care eu am eu, așa cum este ea. Deci eu cred că trebuie să progresez împreună cu ea, eu nu rămân încremenit în niște idei care au fost acum 60 de ani sau pe care le-am avut acum 15 ani, da? Aici intră factorul acesta al egoismului. În momentul în care tu ca soție, băi, mie îmi plac, nu știu, cămășile albe strâmte și știi că soțului tău nu-i plac. Ce faci atunci în momentul ăsta? Îți calci în picioare liniștea familiei, dragostea ta pentru el, pentru o cămașă? Eu nu cred că merită. Eu cred că sunt lucruri care merită lăsate la o parte indiferent cât de mult le îndrăgești ca femeie, pentru ca familia ta, liniștea dintre tine și soțul tău să fie fructuoasă, să fie la locul ei, să fie acolo unde trebuie, pentru că e mult mai prețioasă. O bucată de cârpă, cum spunea cineva, nu este mai prețioasă decât un lucru spiritual dintre tine și bărbatul tău. Ai putea spune: "Ei, bun, dar el nu poate renunța la o cămașă." Nu așa se pune problema. Problema în primul rând puneți-o tu. Băi, eu de ce nu pot renunța? Așa nu poate și el renunța. Dar fi tu cea care renunță, pentru că întotdeauna tu trebuie să te aplici scriptura ție, nu aplicat dar el de ce nu? Deja aici este o problemă cu inima ta. Dacă... Da, și un cer vicios. El zice, dar de ce nu renunță? Ea, ea spune, dar de ce nu renunță? El, atunci ce facem? Exact. Trebuie să fii tu cel care te supui. Uh -huh. Și chiar dacă el apoi spune, hai, lasă, că totuși, hai că iau, dacă el va vedea în tine dorința de, de a te supune, nu în sensul acela barbar, da? dorința aceea de a fi prefer să mă înțeleg bine cu tine și să-mi iau o cămașă albastră decât una albă. El atunci își dă seama că de inima ta. El își dă seama de înclinația ta. Băi, își dorește mai mult să înțeleagă bine cu mine decât o amărâtă de cămașă. Da, da. Hai să spunem ceva despre motivul principal, aș spune eu, pentru care se marșează așa de mult pe indecența în îmbrăcăminte. Și anume, bărbații victimă. Ei sunt victimele indecenței surorilor. Ei spun, uite, mă duc la biserică, și în loc să mă pot concentra la închinare, mi-atrage atenția, indecența a sorii respective sau a sorii respective sau fusta ei scurtă sau rochia ei nu știu cum sau bluza ei mulată sau decolteul ei sau ce mai poate fi. Noi suntem de acord că o femeie ar trebui să gândească să nu fie o pricină de potecnire pentru frații ei. Da? da? Suntem de acord cu asta. Da. Clar. Este un principiu biblic. Gândește-te serios la lucrul ăsta. Biblia spune decât să fie o pricină de potecnire pentru cineva, Leagăți ți o piatră de moară de gât și-o drumul da. în apă. În același timp, ce-aș vrea să spun este că nu poți duce principiul ăsta uh, la absurd. În sensul că s-ar putea ca să fie o pricină de potinire pentru cineva. Cum mă tund eu, la altul să fie inelul meu, la altul să fie ceasul meu, la altul să fie hainele mele care nu sunt deloc indecente și nici scumpe, la altul să fie că mi-am pus uh, uh, termopan cu două straturi, la altul să fie... Uh, Iar tu să devii un... Sclav? Un de, da, un sclav sau un... Uh, un mutant... Că nu, nu te mai poți potrivi niciun tipar, tu nu mai poți să ai o identitate pentru că este atât de abuzată și călcată de părerile celor din jur. Da, și plus că vor fi păreri contrare. La exact. unul este indecent una, la unul exact. unu este indecent altceva. La unul este pricine de poticnire ceva, la unul este pricine de altceva. Deci nimeni nu poate trăi în jocul ăsta șmecher. De asta este așa de important să ai o conștiință împăcată care se încareze în principiile biblice. În momentul în care vor veni păreri contrare, conștiința ta este împăcată și este bine să fii asumat și să ai cuvintele la tine întotdeauna, să fii pregătită să te, să te argumentezi cu Biblia. Da, sunt foarte multe biserici conduse de păreri. Ai putea să-l numești așa, biserica condusă de păreri. Pentru că părerile altora, sub pretextul pricinei de potignire, schimbă toată biserica. Părerile. Înțelegi? Pricine de potignire, frate, nu fim pricine de potignire. Și biserica se duce în direcția fraților care întotdeauna să poticnesc. Și cine conduce biserica, de fapt? Părerile. Nu Hristos, nu cuvântul, ci frații care se poticnesc da. cu părerile lor. Trebuie să înțelegi tu ca femeie că decența este un fel de a-ți arăta dragostea pentru cei din jurul tău. Indiferent că este femeie, cu atât mai mult că este bărbat. Decența ta este o declarație de dragoste în Hristos. Este ca și cum ai spune, pentru că te iubesc pe tine ca frate în Hristos și îmi doresc să ai o căsnicie fericită în care eu să nu intervin prin trupul meu prin comportamentul meu, eu mă voi îmbrăca decent. E, cineva la un moment dat mi-a făcut o observație, deși nu am considerat-o a fi pertinentă, că tricoul într-un vlog era un pic mai scurt. Pentru că îl iubesc și nu vreau să creadă că o fac din atins, mi-am luat un tricou cu o măsură mai mare. Nu este niciun fel de problemă pentru mine dacă este considerat o indecență o, un centimetru mai sus de material. Pe care eu nu l-am considerat împreună cu tine a fi indecent. Dar uh -huh. este o declarație a mea de respect, de dragoste pentru frații care ori sunt mai slabi, ori sunt, nu știu, sunt încadrați într-un tipar nesănătos, l-aș numi eu din punctul meu de vedere. Dar pe mine nu mă afectează cu nimic uh, să iau o mărime mai mare de tricou. Așadar, Trebuie să înțelegeți că sunt oameni, sunt familii încercate, sunt bărbați încercați, puternic încercați. Ești gata să-ți asumi un scandal, un o ceartă în familie pentru că, nu știu, te-ai imprimat cu trupul tău pe mintea unui alt bărbat care nu este soțul tău? Nu pune vina tot timpul pe mintea bărbatului, pentru că și tu poți să fii uh, sclava unor, unor alte ispite la un moment dat în viață. Și nu-ți va plăcea când cineva va spune, dar tu trebuie să-ți rezolvi problema aia, nu eu cu ispita mea. De asta zic, bărbații, da, sunt niște victime pentru că Biblia spune la un moment dat și vorbește despre um, slăbiciunea aceasta a trupului, a minții, pe care, din punct de vedere sexual, pe care bărbații o au. Mai ales că Biblia vorbește despre aceasta, cu atât mai sporită trebuie să fie grija noastră. Poți să spui că, da, ei oricum văd, citesc prin haine sau... Ok, asta nu înseamnă că nu mai luăm haine pentru că ei citesc prin haine. Pe ce să le mai iau că ei oricum citesc prin haine. Uh -huh. Putem să ducem la extremă tot cu argumentul ăsta. Nu! Decența întotdeauna va fi pentru cei din jur un fel de barieră. Mai acolo trebuie să mă opresc. Femeia asta este decentă, femeia aceasta nu are nicio dorință să mă ispitească, și da, atunci el își poate identifica problema la sine. În momentul în care tu ești ispititoare Poate că are și el o problemă Dar și tu ai venit cu ispita Nu mai știe omul să-și mai identifice, ispita, să identifice Problema Este problema în capul meu Sau este problema la ce am văzut mm -hmm. În momentul în care tu ești decentă Băi, nu, am, nu pot să am o problemă cu ființa aceasta Cu femeia aceasta Înseamnă că problema este la mine Este ușor de identificat Și mm -hmm. sunt multe cazuri în care se pot rezolva mm -hmm. Dar uite, fiindcă eu sunt bărbat Voi spune și partea cealaltă Partea cealaltă este că tu nu poți veșnic să o faci pe victima. Tu vei ieși în lume. Treci până lângă un magazin de scule în care este o femeie semi-îmbrăcată cu o drujbă mână. Da? Foarte senzuală. Treci pe lângă farmacie și ea se dă cu o cremă într-un afiș mare de nu știu câți metri pe câți metri și ea este și ea foarte senzuală îmbrăcată sau dezbrăcată. Treci prin mall unde se face reclamă la lingerie intimă chiar când ai coborât pe scările rulante sau ai urcat din parcare sau nu știu ce deci nu fă mereu pe victima că nu vei rezolva problema așa lumea asta în care noi trăim acum te va bombarda non stop dacă tu nu ai un filtru, dacă tu nu ai învățat să te controlezi, dacă tu nu ai învățat să fii echilibrat, dacă tu nu ai învățat să fii cumpătat, dacă tu nu ai învățat să fii condus de Duhul Sfânt și să faci uh, față la toate ispitele aceasta, la avalanșa asta de pornografie practic care există, la biserică este, cum să zic, foarte puțin din ce ți se dă față de ce este în lumea asta. Pentru că ce în lume îi depășește absolut orice limită. Deci tu trebuie să lucrezi la inima ta, pentru că nu te va scuti lumea de indecență. Nu te va scuti. Nu te va scuti nici pe tine și nici pe copiii tăi. Deci, da, surorilor le spunem ce a spus Cristina. Să se ocupe de inima lor și de partea lor. Dar ție îți spunem că tu trebuie să te ocupi de inima ta. Tu trebuie să te ocupi de inima ta. Lumea nu te va proteja și nu te va scuti. Și nu vei putea face întotdeauna pe victima. Lor le spune Hristos să nu fie pricină de potignire. Ție spune Hristos că dacă te-ai la o femeie și ai poftit-o în inima ta, ai și prea curvi cu ea în inima ta. Hristos nu spune aici, dar ești scuzat pentru că ea era îmbrăcată indecent. Nu, nici măcar nu discută despre asta. Pune absolut toată responsabilitatea pe tine. Deci ia responsabilitatea de a trăi în curăție de a-ți proteja inima din care ies toate izvoarele vieții și de a te vedea total, 100% responsabil de ceea ce se întâmplă în viața ta, în universul tău lăuntric. Cristina, noi știm că sunt fete, femei, care sunt decente și nu sunt creștine. Nu am nici o treabă cu Dumnezeu. Sunt exemplare în orice situație și uh, orice cadru atunci când sunt în public. Sunt decente. Ce face diferența între o, o creștină decentă și o necreștină decentă. Pentru că decența nu este doar o virtute creștină. Ce crezi? Întotdeauna între o femeie decentă necreștină și o femeie creștină decentă, diferența o face inima în care este Hristos. Toate lucrurile se vor îndrepta spre inima în care locuiește Hristos. Dacă în inima ta cu adevărat locuiește cuvântul viu, care este aplicat în viața ta prin Duhul Sfânt constant, dacă în inima ta ai tot timpul lumină prin cuvânt, tu nu vei putea să emani în afară altceva decât lumină, altceva decât decență, altceva decât Hristos. Deci, diferența între mine și femeia decentă necreștină este Hristos. Sursa motivațiilor mele nu este, în primul rând, nici să-i fac pe plac soțului meu, nici să îi feresc de ispite pe frații din jurul meu. Sursa motivațiilor mele este ascultarea de Hristos, de cuvânt, care este punctul principal. Și celelalte sunt subpuncte foarte importante și anume să fiu pe plac soțului meu, să nu fiu o pricină de ispitire pentru cei din jurul meu. Dacă înțeleg că prin cuvânt mi se spune să mi pun o broboadă pe cap și să o înod de trei ori sub gât, poți să faci lucrul acesta cu eleganță, cu finețe, cu, cu da. feminitate, poți să faci o eleganță, nu un băbism. Da, și eu am văzut lucrul ăsta, deci am văzut uh, fete tinere care erau elegante, deși aveau un cod vestimentar ciudat pentru noi, poate. Da, ciudat pentru noi, din altă cultură și așa mai departe. Uite, am întâlnit discuții între fete cumva, uh, de exemplu când vine vorba de fumat sau a, eu nu fumesc că nu face bine la sănătate și nu știu ce. Nu, doamne, spune că nu fumezi fiindcă ești creștin. Că asta e motivația ta. Să zice, a, mie mi place să mă îmbrac așa, asta e moda mea, mi-mi place mai mult stilul ăsta. Se referă la decență. Nu! Spunei că pentru tine decența nu este o preferință. Decența pentru tine este o virtute, este o chestie care vine din prezența Duhului Sfânt în viața ta și că decența pentru tine nu este o preferință, ci este pasiunea ta pentru Hristos manifestată în modul ăsta practic. Deci trebuie să aducem pe Domnul Isus Hristos ca centru al tuturor lucrurilor din viața noastră. Decența ta depinde foarte mult de conștiința ta. În momentul în care tu ești împăcată cu tine însăți, nu ți vei mai permite, nu vei mai putea să te afișezi oricum în fața oamenilor și nici chiar pe Facebook-ul sau pe Instagram-ul tău. Instagram-ul și Facebook-ul tău spun foarte multe despre tine. În momentul în care dorești, ai o dorință să arăți, să te arăți, să te afișezi să-ți afișezi trupul, să-ți afișezi moda, hainele. Nu știu, pentru mine personal este o problemă. Mie îmi dă de gândit. Am încercat de multe ori să scuz, să spun așa, mă, dar e ok, e o fată bună sau e un băiat bun. Ceva îmi dă cu virgulă. Am prea puține argumente pentru uh, a fi pro afișerea într-un mod abuziv. Prea mm -hmm. mult pe rețelele de, de socializare. Uh, cred că acolo, iarăși. Ești este e o indecență, o ridință, chiar și în. În frecvență. numărul, în frecvență, exact. Eu cred că asta e. Băi, da. ești decentă, dar vei să știi toată lumea. Da. Este o chestiune ciudată când îți dorești foarte mult ca lumea să știe că ești decentă. Vrei cu tot din adinsul să le atragi atenția, să știe fiecare om, chiar și ăla din China, ultimul om din China să știe că tu ești decentă, acolo este o problemă. Deci decența nu este ca tu să le arăți celorlalți că ești decentă. Da, eu formă de indecență. Să-ți arăt mereu inde... decența. De Spunea cineva, nu știu dacă știi, fratele căruia i s-a dat o diplomă pentru smerenie. Oh, da. Da, și când i-au dat diploma și el a acceptat-o și a mulțumit-o, trebuie să-i ia -o înapoi, pentru că cum să primești o diplomă pentru că ești cel mai smerit frate, nu? Da. <gântu -s> Tocmai asta arată că nu ești smerit. Da. Adică îți plăcea smerenia. Da. Cristina, îți mulțumesc pentru participarea la acest vlog și mă bucur pentru contribuția și pentru perspectiva ta. Vă mulțumim și dumneavoastră tuturor care ne-ați ascultat Credem că este un subiect foarte important, foarte actual Poate nu am împlinit toate dorințele dumneavoastră Poate ați ascultat vlogul ăsta dorind să vă încuvințăm Deja anumite prejudecăți sau perspective pe care le aveți deja Scopul nostru este să vă prezentăm lucrurile Cum credem noi că se găsesc în Sfânta Scriptură da? Să vă dăm o perspectivă largă asupra problemei indecenței noi nu vrem să rezolvăm doar anumite chestiuni exterioare, doar anumite dimensiuni, doar anumite manifestări ale indecenței. Noi vrem să fim siguri că la dumneavoastră ajunge Evanghelia. Dacă îl iubești pe Hristos și el e pasiunea vieții tale, problema indecenței și multe alte probleme se vor rezolva. Așadar, acestea fiind spuse, ne vedem data viitoare.